Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi îl vom cunoaște pe jurnalistul Patris Podină. Bine te-am găsit, Patris. Bine te-am găsit. Da, e o ipostază foarte interesantă pentru amândoi, că noi am lucrat împreună și n-am avut atunci ocazia să te descos. Iată că a sosit prilejul. Atunci, da, erai și tu la începutul, nu aveai atât de mult și acum. Au trecut ani și peste tine, au trecut ceva vreme. Dar nu e nimic interesant până la urmă, e o situație absolut normală și pentru mine și pentru tine până la urmă. Dar cum e să fii de cealaltă parte a microfonului, să fii tu cel care răspunde la întrebări și nu pune întrebările? N-aș vrea să sune la lipsă de modestie, sunt obișnuit cu lucrurile astea, mai merg din când în când și în alte emisiuni radio sau TV, atunci când sunt invitat, nu schimbă cu nimic situația. E o plăcere întotdeauna să dialoghez, până la urmă asta, meseria noastră asta presupune să dialogăm, să obținem informații, să-i descoasem pe cei care sunt în fața noastră și atunci nu e așa ciudat, dar e interesant un pic. Ia spune, mai avut și vreo întrebare mai așa, care te-a lăsat fără cuvinte, mai bizară? În ultima vreme nu, probabil că înainte, pe vremuri când eram mai tânăr și eram rocker, cântam, atunci cred că mi se mai puneau și întrebări ciudate. Dar mi-aduc aminte că era o modă în anii 90, dacă reușeai să faci pasul ăsta, să apare un pic în față, apăreau tot felul de povești și zvonuri. Trebuia inevitabil, dacă erai rocker, să fii și mâncăcios de porumbei, trebuia să îți vopsești fața. Să ai plete, de să fii într-un șamblon. Existau întrebări de genul ăsta, e adevărat că tu bei sânge de porumbei sau de capru? Sau... Nu, n-am făcut niciodată. Dar desenele de pe față, le făceam că așa era moda și stilul pe care îl cântam era un pic mai gotic. Tatuaje aveai? Pe vremea aceea nu. Mi-am făcut primul tatuaj târziu, când eram la Cluj, deja la facultate. Și ce vârstă aveai? Când mi-am făcut primul tatuaj? Eram deja de vreo 5 ani în Cluj, deci aveam spre 29-28. Deci matur, vaccinat, n-avea cine să te certe, să te... Nu, eram de mult plecat de acasă. Eram deja stabilit în Cluj. Aveam o vârstă. Tu ai multe roluri așa în palmare, CV-ul tău e bogat. Jurnalist, fost sportiv de performanță și acum ești om de sport. Păi, am omis ceva? Mai am și alte roluri. Bine, soț, tată. Da. Sportul face parte din viața noastră. Chiar dacă unii îl practicăm în continuare, să zicem eu, îmi place să cred că încă mai reușesc să alerg din când în când, chiar dacă nu la nivelul pe care îl abordam altă dată. Sportul face parte din viața noastră. E normal să faci sport, mai ales când ești mic. Cred că și tu și oricare dintre noi am alergat, am jucat fotbal, am jucat basket. E un lucru absolut firesc pentru copii și mi se pare că mulți părinți ar trebui să revină la obiceiurile astea. Noi, pe vremea aceea, înainte de 90, nu prea aveai ce să faci. Eram generația cu cheia la gât, știi? Ai copilărit în Baia Mare, da. La bloc? Da, dar într-o zonă frumoasă, în centrul vechi al orașului. Era o zonă superbă, foarte mult verde. Bine, Baia Mare, în general, e un oraș destul de verde, acum nu mai e, dar atunci era. Și atunci inevitabil făceai sport, asta v-am spus. De la școală, mie nu mi-a plăcut niciodată școala. Și atunci ce era să fac? Trebuia să fac ceva, să ies din casă, că altfel mă puneau ai mei să-mi fac lecții și din asta. Deci să înțeleg că tu aveai 10 la educație fizică și la celelalte materii? La celelalte materii? Nu, eram... Pe unde te situai? Undeva, cred că eram un elev de 7-8, cam așa. La media generală, vreau să zic. Eram, în schimb, varză la matematică, n-aveam nicio legătură. Sunt materii pe care, din păcate, suntem obligați să le facem. Eu le-a scoat, de exemplu. Nu văd de ce chinui un copil cu matematică, fizică și chimie. Ok, te ajută să zicem fizica ulterior. Și noțiunile de bază din matematică. Da, bine, adunare, scădere, înmulțire și împărțire, asta e logic să le știi. Dar în rest, eu mi-aduc aminte că pentru mine a fost un coșmar școală. Atâta timp cât trebuia să fac și matematică și chestia asta era absolut oribilant. Mă duceam cu groază la școală, nu știam cam matematică și aveam cam în fiecare zi. Și cum treceai de tezele de la mate? Cu meditații? Copiam, nu. Adică mă rugam la Dumnezeu să reușesc să copiez de la colegul din stânga sau din dreapta. Eram în clasa de elită
culmea, știi că era ABC, cam așa era la școală. Da. Eu am început în A, clasa de 1-4, după aia în clasa 5 am trecut în B, care era clasa de elită. Culmea, B-urile erau de fapt clasele sportive, eu eram singurul sportiv din toată clasa, ca să ne înțelegem. În rest eram copii de milițieni, de doctor, ce era mai tare atunci pe vremea aia, profesori. Și se simțeau diferențele astea de clasă socială? Da, din păcate da, am și avut un coleg genial. Am auzit după ani și ani că devenise un foarte bun matematician. Dar pentru că nu știu cum a nimerit în clasa aia, el făcea parte dintr-o familie mai modestă, să zicem, nu neapărat săraci, că pe vremea aia nu existau bogați și săraci. Erau unii mai stăriți. Clasa de mijloc. Da. Și nu am înțeles niciodată de ce. Știu că la sfârșitul clasei a 5-a s-a făcut o serată, cum se făceau pe vremea aia, și a venit Florin Covaciu sau Covaci, ceva în genul ăsta îl chema, Florin, sigur. Și ne-am salutat și atunci am aflat că practic el nu va mai veni, dar nu nici măcar în clasă, nici măcar la școală nu va mai veni, deci practic m-au făcut cumva să-l elimine. Doar pentru că, nu știu, da, că ar fi făcut parte dintr-o familie mai modestă. Dar un copil genial, după ani și ani am auzit că luase premii internaționale la matematică, foarte, foarte bun. Spre o subire de mine, eu eram panorama clasei la matematică, dar eu am rezistat acolo. Nota la purtare ți-a fost scăzută vreodată? În clasa a doua, dar... Ce ai făcut? Eram stângaci, sunt, mă rog, acum sunt ambidextru. Pe vremea aia nu exista o idee din asta preconcepută, o tâmpenie, că nu-i lași pe copii să scrie cu mâna stângă și venea doamna tovarăș învățătoare, fac. Îți dădea peste mână, trebuia să treci stilou în acea altă. Și sigur că pentru mine era foarte, foarte greu. Niciodată n-am putut să scriu cu stilouri, ca să ne înțelegem, tot timpul trebuie să scriu cu pix, care e cam mai ușor. Noroc că acum avem tastatură. Și colegul meu de bancă, nu știu, se încăpățâna să-mi tot ia stilou pe care ai mei dăduse o grămadă de bani, era stilou cu peniță de aur, așa. Erai cineva dacă aveai presupusul stilou cu peniță. Cu ce ocazie l-ai primit? Ziua ta? Nu, eram obligați, nu aveai voie să scrii cu pix. Toată lumea trebuia să aibă stilouri și, nu știu, tata m-a găsit el undeva un dealer din ăsta și mi-a achiziționat un stilou de... Stai seama că l-am stricat și eram și supărat că penița mea toată era strâmbă și ăla tot încerca să-mi ia și m-am enervat și l-am pocnit. Nu sigur că să înțelegi. Trebuie să vină miliția, păi ne-au trimis acasă, a doua zi trebuia să mă cu părinții la școală, a venit salvarea după băiatul ăla, mă rog, probabil că era el mai sensibil. Noi ne-am întâlnit după aia că stăteam în același cartier, noi n-am suferit unul... Și v-ați împăcat. Da, sigur, încă de-a doua zi, dar știu că am avut vedea scăzută la portare. Mai ai frați sau surori? O soră mai mare, da. Ce diferență de vârstă? Frumusețe de soră. Doi ani. Ea e, nu știu ce să zic, ea e, și are o grămadă de meserii. Aș zice că e economistă. La bază doar. La bază, da. De fapt, chimistă, da. Asta voia aia să facă. Și cum era să fii fratele mai mic? Cine chinuia pe cine? Păi nu prea ne intersectam. Ea mă chinuia mai mult. Bine, pe mine mă irita puțin faptul că ea era mai mare și sigur că fiind și fată, beneficia așa de puțină atenție sporită din partea valor mei. Na, era dumneșoară, trebuia să... Nu. Un băiat e mai simplu, îi cumpere o pereche de tenis, un tricou, un training și îi dai drumul. I-ai făcut garderoba? Da. La fete era altceva. Nu, a fost o perioadă în care eram așa un pic supărat pe ea și pe ai mei, dar în timp sigur că am crescut și ne-am apropiat. Acum suntem doi frați normali, ne iubim, ne sunăm, povestim, ne ajutăm. Suntem o familie normală. Ce-ți doreai tu cel mai mult în copilărie? Te gândeai atunci ce o să fac când o să fiu mare? Da. Nu aveam o dorință specială, bicicletă ca orice copil, dacă la asta te referi, iar ca planul de viitor vreau să mă fac vânzător în la prozar, pentru că știu că sunt ciudat. La prozar, pe vremea aceea, înainte 90, găseai marmeladă. Nu știu de ce ai mei nu ne cumpărau nouă marmeladă, pentru că mama, o gospodină desăvârșită, făcea gemuri în casă și dulceți, deci sigur că noi aveam lucruri mult mai bune decât acea marmeladă. Dar acea marmeladă era la prozar și pentru că nu aveam, aveam așa un fix, când o să fiu mare, o să mă fac eu vânzător în aprozar. Să mănânci câtă marmeladă vrei, exact. Cât în cape. Bine, mi-a trecut repede. În rest, n-am avut idei din asta să mă fac pompier, milițian sau polițist sau... Nu. Prin clasa 5-a, când am descoperit că încep să fiu destul de bun ca viitor sportiv, atunci când nu eram, eu am început să fac sport de unul singur.
așa cum spuneam, fiecare dintre noi face chestiile astea, nu? Pentru că ai mei lucrau până pe la 4 după amiaza, bunicii erau așa destul de libertini cu noi, cu mine și cu sora mea. Ieșeam de la școală, mă duceam la ei ca să mănânc, nu stăteam departe unii de ceilalți. Și de acolo uitam să mă mai întorc acasă, pentru că bunicii mei stau sub un deal și rotăceam o regir prin pădure și pe munți și ajungeam acasă lihnit de foame și maica mea era fericită că mâncam. Deși când eram mic, eram un pofticios, cred, sau eram mereu flămând, nu știu, nu am o explicație, povesteam mama că eu mereu am fost pofticios, de fapt. În momentul în care intram în curtea blocului, începeam să merg așa într-un pas cadențat și anunțam pe toată lumea, sunt flămând. Așa făceam și când eram mare, după ce am început să mă duc pe dealuri, pe munți, pe văi și am început să alerg prin păduri, de fapt, așa am început, efectiv, să mă apropii de atletism. A început să-mi placă, până când am dat de pistă, după aceea nu mi-a mai plăcut să alerg la cross-uri. Mi se părea că e o alergare murdară, mai ales dacă și ploua. Stai să mă, erai plin de noroi. De când pe pistă era mai elegant. Era... Dar când ai dat de pistă? Erai în școala generală? Da, eram în clasa 5-a. Văzusem un film, nu mai știu cum se numește, dar era vorba de lotul național de pentatlon modern. Rezerva la start, cred că se numea filmul. Și mi-a plăcut ideea că, wow, băieții erau o echipă, erau un bună de oameni, 5 oameni, care trebuia să practice 5 sporturi diferite, asta înseamnă pentatlonul modern, printre care și atletismul, sigur. Eu deja alergam și îmi plăcea chestia asta și m-am dus la profesoara de educație fizică. Existau pe vremea aia, mă rog, nu știu, dar cei din generația noastră știu, existau revistă ce se numea Cutezătorii. Revista Cutezătorii, pe lângă faptul că pe ultima pagină erau povești cu dacii și romanii și de aia ne făceam abonament ca să vedem benzile alea desenate cu Decebal și cu Traian, dar în interiorul revistei erau povești despre elevi, copii, sigur, din comunism și a apărut la un moment dat un articol despre tetratlonul școlar, finala națională de tetratlon școlar și povestea acolo cum au câștigat, nu mai știu, cine era școala, din ce județ, în fine, dar povestea era istoria poveștilor despre cum au câștigat campionatul și atunci m-am dus în clasa 5-a la profa de sport și am zis, tovarășa profesoară, eu vreau să alerg. Și așa un pic la mine, perfect, foarte bine, peste două zile chiar avem concurs, dar știi, ești clasa 5-a, de obicei îi ducem pe aia de clasa 8-a, dacă vrem să avem o șansă. Și cred că m-am îmbufnat, dar ei îi plăcea foarte mult de mine. Ulterior am avut o poveste fantastică cu ea, în sensul că mă accidentasem și ea îmi plătise un fel de tabără ca eu să pot să mă pregătesc să alerg într-o finală unde clubul nu mă ducea pentru că îmi făcusem genunchi varză. În fine, două zile, peste două zile m-am prezentat la pistă, așa am dat de terenul de atletism din Baia Mare. N-am fost cel mai slab din echipă, deși eram cel mai mic. Am fost unul dintre cei mai buni și din acel moment... Erai cel mai mic ca vârstă, dar ca înălțimea? Eram înăltuț. Eram înăltuț. Niciodată nu am fost micuț. N-aveam 1,80 m ca acum, dar eram cam al treilea din clasă la înălțime. Doar că ceilalți nu făceau sport, deși, repet, eram în clasă de sport. Și alții aveau alte preocupări. Atunci te-ai apucat de atletism și cât ai ținut așa? Atunci m-am apucat, să zic, în modul cel mai serios, în sensul în care profa de sport a venit la mine și mi-a zis, bă, uite, ai niște calități. Mă bucur că te-am băgat în echipă, nu mă așteptam să alerg așa frumos, aveam probabil și o alergare cât de cât estetică, deși, mă rog, acolo pe dealul nu prea ai ce să alergi elegant. Și m-a trimis la primul antrenor, Iulia Rudici se numea, m-am dus într-o după-amiază la pista pe care o visasem cu o zi înainte, i-am spus cine sunt, m-a luat, am făcut primul antrenament și atunci n-am mai renunțat până în clasa 11-a, când m-am accidentat din nou. Povestesem ceva ruptură la un ligament. La atletism nu prea mai puteai să alergi. Mă rog, aș fi putut, dar sigur că refacerea ar fi durat destul de mult. Și pentru că nu puteam să rămân și să nu fac sport, m-am dus la fotbal. Și le-am spus oamenilor de la echipa a doua din Baia Mare, la FC Baia Mare și Phoenix Baia Mare. Am întâlnit acolo un antrenor, îți dai seama că nu cunoșteam pe nimeni. Am spus, eu sunt Patrice Pone și vreau să joc. Așa, și? Spui, nu, dați-mi o șansă, nu mă primiți la antrenamente, nu mă lăsați să alerg și un pic pe aici. Și am dat așa un pic la mine, da, ai mai făcut sport, am mai făcut atletism, păi de ce nu mai alergi? Am spus, când i-am spus că am avut problema la genunchi, mă așteptam să îmi spună că nu o să mă primească la fotbal, tocmai pentru că e un sport de contact, de poate lovi. A, nu, la fotbal nu era nicio problemă, m-am primit. Dar ai avut accidentări la fotbal? Niciodată. Am primit lovituri, sigur,
repet, e un sport de contact, dar nu atât de grave cum vezi tu la televizor, că se tăvălesc băieții pe jos. Nu, să știi că într-o competiție sportivă nu există o lovitură atât de puternică încât să zbierzi, să urli, să te zvârcolești. Pentru că ai atâta adrenalină în tine, încât de multe ori nu simți lovitura, adică o simți, dar nu simți durerea decât a doua zi sau a treia zi. Iar aia care se zvârcolesc pe jos, crede-mă că n-au absolut nimic, dacă ar păți ceva, nu s-ar mai mișca. Asta e clar. Am primit lovituri, sigur. Am jucat pentru că n-am prins echipa mare. Eram destul de tânăr, nu? Pentru fotbal la 17 ani nu prea aveai șanse multe. Și eram trimis la echipa a doua, care juca pe sate, în campionatul județean, Liga 4, cum e acum. Și acolo la țară, mai vine câte unul din tribună și mai dă una peste cap. Sunt amintiri interesante. Dar n-am ținut foarte mult treaba asta cu fotbalul. M-am lăsat relativ repede, pe la 19 ani, mi-am dat seama că eu, de fapt, n-am nicio legătură cu fotbalul. Chiar nu aveam. Atât dacă alergam foarte bine, îi băteam pe toți la alergare, eram primul la testele fizice. Cu mingea, era un pic de matematică pentru mine și știi că eu la matematică nu eram bun. Dar cum ți-a modelat adolescența sportul? Te-a schimbat în vreun fel ca personalitate? Da, pentru că, în primul rând, te disciplinează foarte mult. E foarte clar că trebuie să te culci relativ devreme, pentru că noi aveam... Eu m-am băgat foarte repede în sportul de performanță după ce am făcut cunoștință cu primul meu antrenor. Și am dat seama că aveam calități, că aveam un fizic bun pentru sportul ăsta. Îmi plăcea să alerg și o făceam cu mare drag. Era nebunie să alerg. Știu că unii nu găsesc nimic interesant în asta, dar mie îmi plăcea. Și atunci, deja după 3-4 luni, eram deja în lotul ăla de sportiv de performanță. Nu mai puteai, oricum nu aveam noi ce să facem până la 12 noaptea pe afară, să zic. Dar știai că trebuie să te bagi în pat destul de repede, aveam două antrenamente pe zi. Mâncai ce vroiai? Trebuia să mănânci, trebuia să mănânci cât mai multe legume, fructe, ca să ai energie, carne. Nu știam noi atunci chestii de alimentație, dar sigur că părinții mei au avut grijă să... Mama și ea mai făcuse un pic de sport și atunci avea elementele de bază și m-a ajutat. Sora mea, în schimb, nu făcea sport, dacă asta vrei să mă întrebi. Ba, mai mult aș spune că m-am făcut de rușine când și-a dat bacul din educație fizică și eram marele atlet și sora mea leșina pe pistă. De ce nu i-ai dat lecții? Păi nu, că nu cu aia. Păi fetele la 18 ani, ce mai vor ele să alerge, alergă, bă, băieți, nu alergă pe pistă. Dar tu alergai și după fete? Nu, că știi că, în general, sportivii atrag fetele, vrând nevrând, nu știu, emani, ceva. Testosteron, nu știu ce naiba, dar vin fetele la tine, nu trebuie să alegi tu după ele. Dar sunt lucruri inerente. De aceea, acum există atâtea bârfe, nu? Wow, fiecare domnișoară care arată mai sofisticat, e mai simpaticuț, e un pic mai plasticat, așa, s-a mai făcut niște operații, automat e cuplată cu un sportiv. Păi da, pentru că sportivii atrag genul ăsta de fete. Nu neapărat astea schimbate, cât atrag... partea feminină. Și prima ta dragoste, la ce vârstă a fost? Păi nu știu, că eram foarte tânăr. Am vreo 13 ani când cred că m-am îndrăgostit prima dată, serios. Ne știam puțin, eu și Nicoleta se numea, am apărut să-i spun numele, că nici nu cred că mai e în România. Și ne-am intersectat mai concret în cantonamente. Mai des. Ea era din Timișoara, dar ne întâlneam și pe la acțiuni, la loturi naționale, la concursuri, ne viziteam. Deci n-a fost platonică? Păi a fost platonică la vârsta aia, ce puteai zice? Dar a fost un sentiment frumos așa, era o senzație să știi că, wow, aștept scrisoarea aia să vină. Atunci era poștă, zis, nu era mail, telefoane, erau telefoane fixe. Din când în când mai vorbeam și la telefon, dar nu știu de ce nu prea suna de acasă, nu-mi plăcea și atunci trebuia să fac rost de fisele alea de 5 lei. Nu le știi tu, dar erau niște fise din aluminiu. Te duceai la un telefon public și de acolo sunai. Dar cu fisa de 5 lei vorbeai mai mult, asta era ideea. Că puteai să folosești și altele mai mici. Și dacă făceai rost de vreo 15 lei, să zicem, vorbeai cam o jumătate de oră cu fata. Era o treabă. Și spune-mi, cum a fost după aceea liceul, facultatea? Păi, la liceu am ajuns firesc, cumva, la sport, logic. Liceul e perioada cea mai frumoasă din viața oricăruia dintre noi, cred. Acolo începe nebunia. Sigur că noi eram sportivi, eram cu minți, în sensul care nu
eu n-am avut colegi sportivi care să fumeze sau să bea. Eu am început să fumez, de exemplu, la fotbal, de la vreo 19 ani. Atunci cred că am fumat prima țigară. Efectiv, de fumat m-am apucat pe la vreo 20. Dar cât am fost la liceu, am avut o clasă, mă rog, am mai multe clasă, dar colegi faini, erau nebuni, s-au prostit spre finalul liceului, toți deja deveniseră fumăcioși, dar am avut o echipă de băieți și fete. Mi-aș dori să retrăiesc aia 4 ani, sincer. Fost cea mai frumoasă perioadă. Deși, din nou, revin asupra ideii că nu mi-a plăcut școala, și atunci sigur că eu învățam mai ce voiam, practic. Te-ai dus la întâlnirea de 10 ani cu colegii? Sigur. Întâlnirea de 20 de ani am ratat-o pentru că aveam meci, chiar în ziua aceea. Și era un meci important, trebuia să promovăm. Mi-a părut rău, am văzut poze, am lăcrimat un pic, dar am zis că o să ne vedem la întâlnirea de 30 sau 25, dar nu știu când se... Acum cred că se fac ceva mai des, că îmbătrânim și nu știu dacă ne mai vedem prea des. Oricum, nu prea mai avem ce să ne intersectăm. La 10 ani, deja, noi eram vreo 40, cred că, în clasă. La întâlnirea de 10 ani am fost în total 25, maximum, dintre care câțiva veniseră de afară, foarte mulți, foarte mulți implicați. Spania, Italia, America, foști colegi care predau schi în America, în Canada, în Germania chiar, în Ungaria, foarte mulți. Dar numai eu am rămas aici. Mă rog, eu și încă câțiva. Regreți? Da. Văd și din postările tale de pe Facebook că ți-ai luat zborul. Da, păi sunt un om normal din punctul ăsta de vedere, nu? Adică, mă rog, normal, deci bolnav. Într-o stare din asta, metastază, așa, suferim, sau eu sufăr, sau noi mai mult suferim de cancerul ăsta numit România. Și dacă doare, pleacă toți, cine stinge lumina? Cineva tot o să stingă. Nu, nu o să plece toți niciodată. Regret că nu am plecat pentru că sunt convins că aș fi avut o altă perspectivă. Atunci eram mult mai energic, mai plin de viață, aveam mai mult chef să risc. Acum suntem ca niște bolnavi, da? Ne doare, dar nu avem curajul să ne injectăm doza aia de curaj, de normalitate, să faci pasul ăsta. Eu sunt primul meu contestatar, pentru că eu de vreo 5 ani tot îmi propun să plec din țara asta și nu reușesc și mă enervează cumplit chestia asta, dar pe de altă parte nici nu aș putea să fac pasul ăsta. Adică nu aș putea să fac pasul ăsta singur, nu aș putea să-mi las aici copiii, să-mi las familia, să vă iau de nebun, să mă dau, nu știu, în Islanda. Soția nu vrea să plece? Ba da, păi am stabilit că împreună vom pleca, dacă vom pleca, trebuie să mai crească puțin și asta mică. Tot așa spun eu, hai să mai crească puțin Dragoș, hai să mai crească puțin Antonia, hai să, și până la urmă, nu știu, poate mai vine un copil și după aceea trebuie să stăm să crească și te muți la pensie. Și da, o să am o pensie de jurnalist fabuloasă și o să-mi permit să mă mut, nu știu, la Austria, că-mi place. La munte, deci nu undeva pe malul mării, să te retragi? Mi-ar plăcea marea, mie îmi place, dar îmi place în aceeași măsură și marea și muntele. Îmi place marea, nu știu dacă există cineva care să ne placă să stai la soare, să faci baie când te încălzești un pic mai mult. Muntele are farmecul lui, noi ieșim. Ieșam acum, de când s-a născut cea mică, ieșim mai puțin, dar ieșam pe munți, pe noi, la mare, făceam excursii. Acum așteptăm să crească. Asta e eternă scuză. Ia zi-mi și povestea cu Rocul. Cu Rocul? La mine, la bloc. Mai ai chitări? Da. Bun. Asta e o problemă, să știi. Acum chitara face parte din decorul camerei. Chitara electrică e grea. Să nu-și imagineze cineva că e o chitară, o ții acolo lângă tine și e destul de grea, are câteva kilograme. Și fiica mea, văd că îi place să tot scârție pe acolo pe corzi și mi-e frică să nu o tragă pe ea, că e grea. Dar are înclinația asta, îi place chitara, o văd de fiecare dată când se trezește, primul lucru se duce acolo, la colțul chitării, se uită la ea, dă puțin cu mânuțele peste corzi, după care mă duc eu și încerc să o conving să nu stăm lângă ea ca să nu o tragem. Are cap, nu știu. Da. Dar tati mai cântă din când în când? Nu știu, când am cântat ultima dată, da, am avut o perioadă în care redescoperisem, până atunci chitara stătea în cutia ei, sau ce chitară are o cutie, dar am scos într-o după-amiază, soția mea era în delegație, eram singur atunci, Dragoș nu știu pe unde era, și mi-am terorizat vecinii, am băgat mufa în cub,
Cubu e o stație micuță, știi? Și am vrut să văd dacă mai mergem una pe chitară. Mi-a plăcut și câteva zile tot am cântat, am exersat așa, mi-am adus aminte piesele pe care le cântam pe vremuri, alte piese pe care le mai cântam la petreceri. Am remarcat că încep să am din nou idei ca pe vremuri și mă tot jucam, nu știu cum să zic, interpretam niște teme ad hoc pe care după aia, dacă le puneam cap la cap, îmi dădeam seama că aș putea să le transform într-o piesă sau mai multe piese. Am ideea de a mă reapuca, am și conceput așa un proiect, Night of 13-14, zic eu, jumătate engleză, jumătate românește, de Doom. Într-o bună zi, cu siguranță, o să intru din nou în studio. Dar pe vremuri tu aveai trupă, compuneai, da. Unde cântați? Păi, înainte de 90, când am descoperit eu chitara, de fapt, pentru că nu-mi plăcea școala, trebuia să fac sport. Mă duceam la Casa Pionierilor, la Navo Modele, ca să construiesc bărcuțe. Și după ce m-am plictisit de bărcuțe, că acolo e un pic nasol, tenzii, eu eram stăgaci, ăștia mă obligau să fac totul cu mâna dreaptă, mai îmi dădeam cu ciocanul peste degete, acolo lucrez cu niște stinghii foarte, trebuie să fie art, să fie foarte finos. Mie trecându-mi instrumentul în cealaltă mână, era mai greu, mai dădeam peste degete și m-am supărat la un moment dat, dar cred că am și acum prima barcă pe care am construit-o, am și acum Baia Mare. Era un papuc spurător, așa se numește modelul. Noi lucram după niște modele pe care luam tot din revista Cotezătorii. Apropo, am amintit-o. Și după aceea, tot la Casa Pionierilor, m-am dus la cercul de chitară, sau nu știu dacă așa se numea, dar mă rog, era un profesor senzațional, Damșa se numea. De la el cred că am învățat cam toți instrumentii. Eu nu mă pot numi instrumentist, dar toți cei care am cântat cândva într-o trupă în Baia Mare, cam toți am trecut prin mâinile profesorului Damșa. Și sunt trupe mari care există și acum, sunt instrumentiști, foarte Paula Selling, mi se pare că a trecut și ea pe acolo, Narcisa Suciu, Călin Ionce, care a cântat cu Paula Selling și au câștigat Mamaia. Mulți, foarte mulți, Cipri Matean, care e chitarist senzațional, a cântat în compact, ani de zile, Florin Ștefan, care... Patrice, dar cum se numea trupa ta? Prima, nici nu mai știu, erau inițiale numelor noastre, P de la Patris, K de la Culcear, nu mai, PK, era un fel de KGB, dar PKG, ceva în genul ăsta. Eram mai trei. Mă rog, aia nu se poate numi trupă. Noi atunci ne prosteam așa, cântam empiric, să zic. Prima trupă adevărată a fost Nexus. N-ai auzit de ei, dar am cântat și pe Cluj. Asta a fost o trupă problematică. Și tocmai de aceea, pentru că nu eram mulțumit de ce se întâmpla acolo, aveam alte idei, deja începusem să compun, să zic, doar că eram un pic mai agresiv, muzica mea era un pic melodioasă, dar un pic mai agresiv, un doom gothic. Da. Ori, în Nexus, mi-aduc aminte prima dată când am intrat în sala de repetiții, care era la etajul unei case, unei vile neterminate, acolo stătea vocalistul trupei, numai că bătrânul lui s-a dus și n-a mai terminat casa niciodată, până l-am vândut, în fine, și noi repetam acolo sus. N-aveam nici geamuri, n-aveam nimic, vară, iarnă, era senzație, era frumos. Aveam curent, da, tot. Și ei cântau tristezi din astea, folk, ce să zic, mă rog, folk, dar mai băgai acolo un pic la tobe, ar fi vrut ei să aducă și o clapă, m-au luat pe mine la bas. Nu puteam să cânt acolo chestii din astea chiloțoase, ca să le numim așa. Și cu celălalt chitarist, cu unul din cei doi chitariști, ne-am dat seama că vrem să facem ceva adevărat. Mă rog, eu începusem deja cu el să compunem piese normale și pentru trupa asta. Ia spune-mi un vers, două, dintr-o piesă pe care ai compus-o. Nu știu, că eu nu scriu texte. Eu am o mare problemă. O să zic imediat. Și când am scos albumele, de exemplu, au probleme. Pentru că eu nu terminam. Muzica era gata, dar eram mereu nemulțumit de texte. N-aveam un textier cu care să lucrez și așa. Nu-mi plăcea să avem din alea noapte, am dăm speranțe, visuri de copil și chestii din astea. Trebuia să fie dum, adică să creez o poveste. Am încercat să luăm la un moment dat din legendele Maramureșului poveștile de legendă, da, să facem noi să creăm niște povești. Am început să colaborăm cu niște băieți care aveau imaginație. Nu eram eu vocalistul, deci nu mă întreba că nu știu textele. N-aș fi să cânt un cântec de la Calva Coada nici acum, adică textual vorbind. Dar la chitară m-aș descurca, cred că și acum. Nu știu, dar erau din astea cu păsări pe cer, cu corpi, cu grații, cu
ziduri părăsite, cu castele, legende. Nu erau lucruri care se întâmplau în viața ta, în jurul tău. Dar erai genul care mergea cu texte la fete, cu poezii de dragoste, cu să le cânți la chitară? Le cântam la chitară, dar nu scrieam poezii de dragoste. Am avut așa o perioadă în care eram foarte inspirat, dar nu știu de ce. Eu citeam foarte mult și cred că de aici am. Dar mi-am dat seama că, de fapt, inspirația că eu așternam acolo niște versuri, eram foarte convins că erau neapărat ale mele. Pe vremurile alea nu aveai ce să faci, repet, când ieșeai de la școală, fie te duceai la bibliotecă, îți luai două cărți sau trei maxim, cred că asta era un număr limitat, n-aveai voie să iei mai multe, te duceai acasă și citeai și când veneau ai tăi, fugeai repede afară să nu te prindă, să nu te pună la să-ți faci lecțiile. Și cred că am citit cărțile din biblioteca din cartier pe fiecare parte de cel puțin două, trei ori și de aici cred că perioada aia așa pseudo-romantică în care am început eu să scriu. Dar repede, nu eram convins că ele, versurile alea, ar fi fost ale mele și atunci nu le-am exploatat, să zic, partea asta. Și când a fost prima ta zi ca jurnalist? Cum ai ajuns jurnalist? Prima mea zi ca jurnalist, nu o să uit niciodată. Era 1 februarie 1996. Erai născut atunci? Ok. Veneam de la un concert din Satul Mare și să știi că legendele alea despre trupele rock nu sunt numai legende. Chiar se întâmplă. La un concert, mai bei și niște bere. Oricum, concertul te epuizează, ești foarte obosit. Am ajuns dimineața, în acea dimineață era și interviul. Am avut parte de o secretară simpatică acolo la radio. La radio am lucrat prima dată, care m-a văzut că așa eram un pic defect și mi-a făcut o cafea tare. Și până când a ajuns la P, la mine, au intrat ceilalți, mi-a mai revenit un pic și am discutat vreo jumătate de oră cu patronul radioului și după jumătate de oră mi-a zis, da, ok, mi-a luat CV-ul, a scris acolo, se aprobă, te rog să te duci de seară la radio și arăți asta băieților, eu îi sun și începem de seară, poți să lucrezi dacă ești așa de bun, cum ziceai, știam sculele. N-aveam emoții, pentru că din toată trupa sau din trupele în care eu am cântat, eu mă duceam de obicei să dau interviuri înainte de concerte și cântări. Ceilalți aveau o problemă să se exprime sau avea emoții sau, în fine. Și atunci, pentru mine, radio era deja ca eram ca acasă acolo și, culmea, am dat concurs pe post la un radio la care eram destul de des invitat atunci când aveam un concert. Deci, că apar afișe în oraș, am avut parte de niște colegi rockeri în acel radio și ei promovau trupele locale și atunci mă invitau destul de des, deja ne împrietenisem. Când am ajuns în seara respectivă la radio, ne știam toți aproape, mai puțin cu directorul radioului, dar fusese pus în temă că voi veni. Și prima zi, de fapt, a fost prima noapte în care mi s-a dat mână liberă să pun muzică și să zic ce vreau eu pe post, dar să mă zic prost. Și atul tău, cred că a fost vocea. Toată lumea zice asta, da. Inclusiv patronul, în momentul în care s-a hotărât, pe lângă faptul că aveam un bagaj de cunoștințe muzicale bun, pare să-i fi plăcut vocea. Ne-am întâlnit la 20 de ani de la lansarea radioului ca la liceu. După 20 de ani am adunat toată gașca și chiar l-am întrebat, între timp s-a dus săracu și el, avea o vârstă, l-am întrebat ce a fost în mintea lui în ziua aia în care m-a angajat. Nu v-ați dat seama că eu eram, vai, mama mea, venisem de la un concert, abia stăteam acolo pe scaunul ăla și mi-a zis, da, dar aveai talent și am simțit că ești talentat. Și da, avea talent, Doarnă Iarba se numește, se numea. Omul ăsta a fost o școală de radio în Baia Mare. Radio Galaxia era postul, acum nu mai există. De acolo, toți care am lucrat acolo, continuăm să lucrăm și în ziua de azi în media. Absolut toți. Și ce te-a ținut în toți acești ani în jurnalism? De ce nu te-ai reprofilat? Păi, va trebui să mă reprofilez. Pentru că e o meserie frumoasă. La radio, atuul radioului este acela că nu te vede nimeni. Deci, în general, lumea se îndrăgostește de o voce. Și e fascinant să vezi cum vine cineva la radio și întreabă, știi, pot să vorbesc cu Patrick sau pot să vorbesc cu George Moțoc sau pot să vorbesc cu nu știu cine. Ei nu te cunosc, dar sunt, wow, pe spate, te-au auzit, le place muzica, le place muzica pe care o pui. Atunci nu aveam încă playlist, aveam libertatea de a alege. Practic, fiecare își făcea programul muzical așa cum vroia el.
târziu, când am ajuns pe Pro FM, atunci am văzut și eu primul playlist în viața mea. Apoi am venit în Cluj, câștigasem deja un premiu în radio, nu mai știu ce premiu, era unul mare, era ceva festival la București, a trebuit să mergem până acolo să-mi iau premiu. Și fusesem contactat de cei de la CD Radio. CD Radio de aici din Cluj era cumva cel mai mare radio din zonă, cel mai important, și ei căutau tinere talente. Bine, ei m-au sunat prin 97, ceva genul ăsta. Eu am ajuns în Cluj prin 98. M-am dus eu la ei la radio să mă angajez. Și-au adus aminte de mine și mi-a zis, mă, băiete, dar noi te-am chemat acum un an, știi? Păi, tu vii acum așa mult, îți ia să vin din Baia Mare până la Cluj? N-am venit pentru că picasem o primă la facultate, de fapt. Asta era ideea. Am dat, eram student la Brașov, la drept, m-au dat afară, am venit la Cluj, am picat. De ce te-au dat afară? Păi nu prea mergeam, la școală. Era o perioadă în care aveam multe cântări. Aveam turnee, era fain, era o perioadă foarte drăguță și simpatică. Bun, tot felul de prostii, îți dai seama că nu eram noi ușa de biserică. Și până la urmă m-au dat afară. N-aș putea să zic că nu e un subiect tabu, mă rog, a fost o, să zicem așa, o relație pe care n-am fi avut voie să o avem eu și una dintre profesoarele din facultate și până la urmă s-a decis că amândoi să fim dați afară. Presă scrisă, radio sau TV? Care e mai aproape de tine, de inima ta? Categoric radioul. Dar toate au farmecul lor. Radio poate pentru că a fost prima încercare și practic acolo am intrat. În Cluj, de exemplu, am lucrat foarte puțin într-un post de radio când am venit, după care în ianuarie 99 sau 2000 ceva în genul ăsta, 99 cred, am dat un concurs la televiziune, la televiziunea publică, să nu-și imagineze cineva că a fost ușor. Acolo se știa dinainte cine trebuie să vină, dar din nou am reușit, la fel cum am reușit să-l impresionez pe Doarnei Baia Mare, la primul interviu din viața mea de angajare. Așa am reușit să impresionez aici niște oameni care sunt și acum vedete de post la București, unul dintre ei. A simțit și lui a plăcut și vocea și prezența. Practic, proba eliminatorie era să prezinți un mini-jurnal, să faci niște treceri, da? Să ai dicție, să citești prima oară cazul meu de pe prompter. N-am avut emoții. Pomul m-a aplaudat, mi-a spus, știi, de seară se va afișa lista cu cei care vin la interviu. O să te trec și pe tine cu pixul acolo, să nu crezi că e mișto. Chiar să vii la interviu și m-am dus și m-am angajat. Și după aceea, din televiziune, următorul pas pe care nu-l făcusem până în acel moment era presa scrisă. Și tocmai de aceea, la un moment dat, când am și plecat din TV, m-am dus direct în presa scrisă, la Clujanul, așa se numea. Era cel mai bun ziar, cred că, al momentului, era și cotidian și săptămânal. Aveai multe oportunități să te exprimi. Era o redacție foarte mare, îți dai seama că în săptămânal intrau puține materiale. Acolo, pe vremea aceea, chiar trebuia să te lupți ca materialul tău să intre în ziar. Eram vreo 30 de oameni în toată redacția. În cotidian era un pic mai simplu. Acolo îți mai pică un subiect, foarte bine vine celălalt. Eram foarte mult și atunci la covream. Dar săptămânalul, Clujan, ăla era produsul premium și acolo era o luptă să intri, să-ți apară articolele. Și mi-a plăcut. Povestește-mi o experiență așa mai amuzantă din cariera ta de jurnalist. Bâlbe de la TV sau ceva care te-a... La TV nu știu dacă am avut bâlbe. La TV deja când am intrat aveam suficientă experiență, ca să zic așa, de radio și atunci n-am avut probleme, dar după acea noapte, prima zi de jurnalist care a fost noapte, da, după vreo două zile m-au trecut pe program de zi și era ora 14, cred, când intram eu în tură și colegul meu care ieșea din tură mi-a spus, ok, uite, eu dau drumul la muzică, hai, la ora 14 prezinți știrile, da, adică prezinți ce urmează, că urmează buletinul de știri, cine îl prezintă, zici tu acolo două vorbe despre piesa asta, zic că e ora 14, te descurci tu. Și am intrat cu foarte mult elan și am spus că l-am ascultat pe Leonard Cohen, Where the Wild, Where the Wild Roses Grow era piesa, dar eu nu reușeam să pronunț, știu că tremuram tot și tot încercam și aveam o ambiție, de trei ori am încercat să spun Where the Wild, și până la urmă am spus aproape silabisit, Where the Wild Roses Grow.
Yes. Și ți-a ieșit. Și mi-a ieșit. Și între timp, sigur că se făcuse 14 și 40 de secunde și știrile nu intraseră. Până când am reușit eu să pronunț primul titlu. Penalizare, ceva? Nu, nu. Era, ce penalizare? Era la început. Era practic prima mea intervenție oficială, pentru că până atunci, pe noapte, peste noapte, mi se dăduse voie, aveam voie să vorbesc, tocmai ca cei de acasă să mă audă, să-și facă o părere direct la patronul, ceilalți colegi. Acolo nu se făceau angajări așa, wow, gata, vine ăsta și... cumva se cerea acordul, adică trebuia să ai acordul întregii echipe. Cel puțin doar noi așa a făcut și a reușit să facă din noi o echipă adevărată. În prezent, cum arată o zi din viața ta? Lungă. Cât loc ocupă Ruibii? Mult, destul de mult. Păi, în primul rând, mă trezesc la 5, pentru că nu pot să mă trezesc mai târziu, mi-ar plăcea și mie. Să știu că eu sunt foarte leneș, de fapt. Adică eu cel mai bine știu să nu fac nimic. La asta mă pricep cel mai bine, dar nu-mi permit lucrul ăsta, pentru că pe la 8 se trezește fica noastră și din acel moment ziua capătă cu totul altă turnură și atunci de la 5 până spre 8 dimineața reușesc să lucrez, să scriu pentru ziar sau să fac ce am de făcut pentru club, pentru rugby. După care, sigur, începe ziua obișnuită, cu plimbări, cu masă, băițe, chestii, joacă, parc și da, din când în când, din păcate, de fapt nu din păcate, că îmi place ce fac, dar uneori am senzația că mă ocupă un pic prea mult timp toate treburile astea administrative de la club. Trebuie să fii permanent atent, să faci programări la analize medicale, să fie viza la zi, știi, vizele alea sportive. Hai să spunem că tu ești managerul clubului CS Mănăștur. Da. Dar nu e un secret, cred că lumea știe deja. Pentru cei care nu te știu. Și trebuie să... Un meci nu se organizează așa din degete. Trebuie să sune, ai o deplasare, trebuie să sunt niște bugete limitate în sport. Noi jucăm în Liga 2-a, noi nu avem un buget de nici măcar de sute de mii de euro. Bugetul nostru este mai mult decât limitat. Atunci trebuie mereu să cauți soluțiile cele mai bune. Foarte mult timp îți ia chestia asta de gestionare a evenimentelor viitoare. Trebuie să faci rezervări, să găsești autocar, să îi suni pe toți băieții. În rugby se accidentează, trebuie să fii lângă ei, să știi, să fii la curent cum e starea lui, poate să joace săptămâna viitoare, nu poate să joace, trebuie să-l suni pe medic. Medicul o să spună, păi eu nu l-aș forța, jucătorul sigur că și-ar dori să intre în teren. Rugby, știi, sunt niște băieți senzaționali, ei niciodată nu o să se dea răniți. Am avut băieți care au jucat cu mâna ruptă sau cu degete rupte, asta e ceva firesc, se rupe clavicula, ei sunt bărbați și își doresc și atunci, dar... Tocmai asta e rolul de manager, că tu trebuie să fii între ei și între ceilalți factori, medici și așa mai departe. Dar de ce rugby și nu alt sport? Pentru că e un sport frumos. Atletism l-am practicat cât eram tânăr. L-am practicat pentru că era un sport individual și mie îmi place să fiu în lumina reflectoarelor. Și nu sunt egoist. Acum, de exemplu, lucrând, făcând trecerea în sporturile de echipe... Narcisist ești? Nu. Nu. Când eram, așa, pe la 21 pic de ani, cred că eram. Nu mă oglindeam toată ziua, dar știam că eram frumușel, eram pletos, aveam părul cârlionțat, aveam o voce interesantă la radio, știam că lumea mă place. Iată. Bun. De ce rugby? Pentru că, la un moment dat, cum să zic eu, anii trec și peste tine devii tot mai experimentat, îți dai seama că nu poți să fii la infinit individualist. Rugby este un sport frumos, mi-a plăcut întotdeauna. În Baia Mare aveam o echipă foarte bună. Eu am fost pe teren la primul trofeu câștigat de Baia Mare, 80 și un pic. Știu că era o vreme câinioasă în rugby, finalele se joacă în decembrie. Îți dai seama că la final nu ne mai recunoșteam jucătorii. Ei se știau între ei teren, dar noi din tribună nu știam. Erau toți plini de noroi. Și pentru că e un sport în care oricine are loc. În rugby știi că echipele sunt de 15, da, ai văzut că sunt aripile, sunt mai finuțe, așa, sunt subțirei, sunt mai atletici, cei din linia întâi sunt foarte puternici, verturi. E loc pentru toată lumea acolo. E un sport atât de complex, în două secunde, să zicem, se pot întâmpla 7 lucruri care țin de regulament. E un sport care te solicită mental și te transformă într-un om ceva mai echilibrat. De aceea o să-ți îndrum și băieții spre rugby. I-am îndrumat. Din păcate, băieții mei nu fac niciun sport. Acum, cel mare, Bogdan, începe să pedaleze.
a alergat o vreme, când era în școala generală, alerga senzațional, ieși înăltuț, acum e mai înalt decât mine, avea un fizic senzațional de atlet și îmi plăcea și alerga foarte frumos, îi bătea și pe cei mari. Apoi a jucat un pic basket, un an și un pic, după aia s-a mai întors un pic la atletism și după aia a renunțat definitiv până acum, de vreo 6 luni, mi-a zis, mai că s-a a început să pedaleze și m-am bucurat așa că, da, în sfârșit, face și el mișcare. Iar Dragoș, cel mijlociu, el n-am reușit sub nicio formă. L-am dus cu mine peste tot, pe toate stadioanele, la toate sporturile. N-am reușit. N-are gena de sportiv. Ba, da, are un fizic frumos și el, e înalt, e subțirel, e puternic, e curajos, dar nu... Nu. Și care e visul tău acum? Unde vrei să duci echipa? Eu sunt convins că mai devreme sau mai târziu, din păcate, în țară, în România, sportul e într-o stare din asta latentă, așa de metastază. Nu se întâmplă nimic, nu se bagă bani decât în fotbal, se bagă bani în handbal, avem o echipă senzațională, CSM București, care nu este a României, din păcate, e o multinațională care nu știu dacă ajută sportul românesc. Ok, joacă Cristina Neagă acolo, sunt română, felicitări, mă bucur că s-a întors acasă în România, dar restul colegilor ei sunt vedete ale naționale în Brazilie, Franța și mai departe. Chestiile astea nu ajută. Și atunci, noi am făcut proiectul ăsta Mănăștor, plecând de jos, din Liga 3-a, cu o mână de francezi, care chiar știau despre ce e vorba. Am făcut pași mici, nu ne-am dorit să... Am promovat un pic prea repede. Prima noastră promovare în Liga 2-a nu ne-am propus-o, de fapt, dar era entuziasmul, băieții munceau. Gândește că veneau la antrenament, primii oameni care au venit la antrenament erau mai slăbuți decât mine. După 2-3 ani deja erau sportivi adevărați, pentru că îi hrăneam, îi vitaminizam, le asiguram condiții. Și pentru că toate cluburile astea departamentale, din păcate, nu merg pe criteriul de performanță, nu m-aș mira, deși aș suferi un pic, dar nu m-aș mira ca Universitatea Cluj, echipa de rugby, să dispară la un moment dat. Nu-mi doresc lucrul ăsta. Dar, pe de altă parte, mă bucur că există, pentru că e un model, e o concurență pentru noi și eu acolo vreau să ajung, mai devreme sau mai târziu, băieții ăștia să joace în Superliga, pentru că trebuie. Nu știu, eu zic că facem pași micuți, dar în direcția asta ne îndreptăm. Timpul a trecut foarte repede, Patrice, suntem deja la final. Lasă-ne cu un gând despre viață, despre sport, scris. Un gând al meu? Da. Nu știu, cei care urmăresc să scrie, dacă au ceva de scris, să spună dacă au ceva de spus, să nu fie legume și dacă aveți ocazia să plecați din țara asta, anunțați-mă și plecați. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Te mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.